și să începem într-o zi răcoroasă ca astăzi. Chiar mă bucur că e mai bine față de anul trecut când era caniculă la deschiderea taberei anterioare. Iată ne ajungi la o nouă ediție a taberei internaționale de pregătire și intervenție în caz de dezastre organizate de Crucea Roșie Română, astăzi la Comănești. Eu sunt Nace Gitaru, sunt președintele subfilialei Comănești și vicepreședinte în Comitetul Județean al Crucii Roșii Bacău și am deosebită onoare, bucurie, plăcere să fiu alături de domnul primar al orașului Comănești, Viorel Miron, care este alături de mine. Împreună să fim gazdele voluntarilor din România și din Republica Moldova anul acesta. Am ajuns la a șaptea ediție. Este o cifră biblică, dacă stăm și ne gândim, care ne va aduce cumva speranțe că vom putea organiza încă pe atâta și în viitor și că orașul Comănești va putea deveni pas cu pas un pol al formării voluntarilor în situațiile de a fi pregătiți în situațiile de dezastru la nivel național și internațional. Este o bucurie mai mult decât atât prin faptul că, din păcate pentru noi, voluntarii de Crucea Roșie, în ultima perioadă, în cel puțin acum deja sunt vreo 4 ani de când ne-am lovit de câteva evenimente cu impact mare asupra populației mondiale, am putea spune, și am avut timp fiecare dintre noi, mai tineri, mai puțin tineri, să ne lovim, să spunem, cu dușmanul. Dușmanul pentru noi înseamnă o situație neplăcută pentru cel de lângă noi. Și eu bucurie astăzi că ați dorit ca din cele 19 filiale ale județului, ale României, să reprezentați Crucea Roșie. Și mă bucur foarte mult că ați reușit, majoritatea dintre voi, să ajungeți în timp util. Mai avem, până de seară, mai sosesc voluntari, inclusiv cei din Republica Moldova, la deschiderea oficială, pentru că așa cum suntem noi obișnuiți aici la Comănești, încercăm să începem cu dreptul. Și iată, la această deschidere avem parte de oaspeți care de fapt sunt partenerii noștri principali ai acestei ediții și aș vrea să-i prezint pe fiecare în parte și să le ofer cuvântul și să le mulțumesc în același timp pentru că ne-au fost și vor fi cu siguranță alături de Crucea Roșie Bacău. Așa cum am prezentat deja pe domnul primar Viorel Miron, este gazda noastră care de 7 ani ne este alături. Iată, vă aflați într-o locație pitorească, este zona de agrement a orașului Comănești, la Galion, unde avem cam toate facilitățile de care ar putea dispune o tabără organizată la munte. Da, am văzut puțin pe adresa oficială a Crucii Roșii că mai avem invitații și în alte părți, dar faptul că ați ales la Comănești să veniți înseamnă pentru noi foarte mult. Și mulțumim foarte mult domnului primar pentru că pe lângă acest spațiu deosebit de frumos ne-a oferit tot sprijinul logistic de a desfășura an de an, cum am spus, 7 ediții această tabără internațională de Crucea Roșie. Mulțumim domnului primar și mai târziu o să dau cuvântul fiecăruia. Fac mai întâi introducerea. La masă stă și colegul meu, pentru că n-aș vrea să mă laud, dar sunt și eu subprefect al județului Bacău și alături de colegul meu încercăm să oferim sprijin tuturor instituțiilor din județul Bacău și de asemenea organizațiilor non-guvernamentale, cum este și Crucea Roșie. Domnul Gabriel Lupu, stănică. Da, și în același timp domnul subprefect are... să spunem în atribuții, situațiile de urgență. Deci e locul perfect unde trebuia să fiți astăzi prezent aici. Din partea Inspectoratului pentru Situații de Urgență al județului Bacău, îl avem prezent pe domnul colonel Balica Alexandru. Dânsul, alături de colegii de la detașamentul Moinești, prezent domnul colonel Dima, vor încerca să ne ajute ca de fiecare dată, cu un atelier de lucru în această săptămână și o să vedeți la timp potrivit despre ce este vorba. Mulțumim foarte mult pentru tot sprijinul și până acum și de acum încolo. La masă mai avem din partea Serviciului de Ambulanță a județului Bacău
pe doamna șef de substație Comănești, Lunendră Mirela, cu care vă veți intereseta mâine pentru că va face un curs intensiv de prim ajutor. Din partea Direcției de Sănătate Publică a județului Bacău avem pe doamna psiholog Pașcu Marinela. De asemenea, acum am să-i prezint pe cei din Comitetul Județean de Cruce Roșie, pe doamna Elena Pașcu Apăvăloaie și Dana Buța. Și din partea executivă a Crucii Roșii Bacău avem la masă pe Raluca Diaconu, coordonator de programe. Înainte de a da cuvântul tuturor celor prezenți, aș vrea să anunț sponsorii din acest an și sunt câțiva. Bineînțeles, Raluca ne-a ajutat și ne-a scris proiectul de finanțare și ne-am bucurat foarte mult de acest aspect și am primit o finanțare considerabilă din partea sediului central al Crucii Roșii. Nu avem reprezentat astăzi aici pentru că dânsii chiar în acest moment au o ședință de coordonare la nivel național. De asemenea, la masă, și chiar îi avem aici alături, CR Prietenia Comănești, cu domnul Geno. Agricola Bacău, și avem reprezentant din partea Direcției de Marketing Radu Țăranu. Avem un alt sponsor important, King Complex Onești, nu avem reprezentant, dar îi putem saluta. Asociația Dascăl Emeriți de la Bacău, îi salutăm, nu sunt aici, dar îi salutăm. Și cred că ați văzut la un moment dat prin curte niște pufuleți, pufuleții Baghi de la Onești. Aia numai dacă vă faceți treaba o să primiți. Altfel, ok, acestea fiind spuse, aș vrea să dau cuvântul celor care ne-au însoțit și ne însoțesc în acest început de tabără și îl invit pe domnul primar. Vă rog. Bună ziua, vă spun și eu. Și bine ați venit din nou la Comănești. Cine n-a mai fost, le zic bun venit pentru prima dată, dar cred că majoritatea ați mai fost la astfel de evenimente. Ce să vă spun? Sunt foarte mulțumit și încântat în același timp pentru că se desfășoară aceste tabere la noi la Comănești. Ținând cont că eu, din primul mandat, acum vreo 20 de ani, am intrat direct la probe practice de salvare de vieți omenești și de bunuri omenești și de tot ce vreți dumneavoastră, trecând prin mai multe rânduri de inundații, având și nenorocit sau nefericirea de a veni și în muntele, peste case, peste sate și a trebuit să evacuăm cartiere întregi. Deci iată că acum dumneavoastră faceți lucrul acesta doar pentru a vă antrena și a căpăta experiență și a obține cunoștințe în aceste domenii, ceea ce este foarte bine. Mai nou, în ultimul timp, dacă deschidem televizorul, este imposibil să nu se dea o situație de urgență de pe întreg mapa mondo și dacă o începem cu tremure, cu alunecări de teren, inundații, mai nou la inundații se la mod acum este ca să plutească mașinile pe apă. Până acum n-a fost așa ceva, dar de câțiva ani de zile am văzut că orice viitură mai puternică ia și mașinile în dură. Probabil că în viitorul apropiat va apare un sistem de prevenție prin care vom fi obligați că atunci când parcăm mașina să o și legăm și de ceva, de un stâlp, de ceva, să nu mai plece mașina dacă vine apa mare. Ce să vă zic? Să dea Dumnezeu să fie cu folos această tabără și să, ca și la pompier, să le spunem să aibă absolut orice, dar să ducă lipsă de evenimente, ca nu știu ce insulă, nu mai știu, prin Anglia, în care o echipă de pompieri dintr-o localitate de acolo, erau de vreo 100 de ani, aveau serviciu respectiv pentru securitatea la incendiu și nu avusese nicio acțiune niciodată. Dar ei funcționau de 100 de ani. Așa să ne dea și nouă Dumnezeu, deși
suntem expuși de la oră la oră, de la minut la minut sau de la o zi la alta, nu știm ce ne așteaptă. E bine să fim pregătiți și pregătirea o facem în acest mod. Dacă dumneavoastră o faceți cu plăcere, cu dăruire, să fiți perseverenți în ceea ce faceți, pentru că vă prinde foarte bine, nu numai în situații de acestea, dar vă prinde bine și fiecare în loc, la locul unde lucrează, unde își duce existența de zi cu zi, pentru că pot să apară oricând, intempestiv, orice. Acum au apărut și tornadele astea, care deodată nu aveți că dispare. Casa, acoperișul, nu știu ce mai dispare. Trebuie să știm întotdeauna să fim pregătiți pentru orice. Pentru că, după cum vedem, și la televizor, același lucru spune. Începând de acum, vor fi tot mai frecvente aceste fenomene. Lucru care nu s-a întâmplat până acum. Deci dumneavoastră veți fi generațiile care vă veți confrunta cu noi și noi situații de urgență. Și trebuie să vă instruim bine ca să aveți grijă de noi. Vă mulțumim și să vă dea Dumnezeu succes în activitate, spor și, nu în ultimul rând, să plecați cu, pe lângă experiența pe care o veți căpăta aici la Comănești, să plecați și cu amintire și cu plăcută și cu tot ce doriți dumneavoastră. Mulțumesc frumos! Să știți că voluntariatul l-am primit în sânge când eram tânăr în anul 2000. Și acum sunt tânăr, bineînțeles. În anul 2004, când au venit inundațiile, eram alături de domnul primar și timp de 2 ani de zile am fost implicat în activitățile ce țin de ce au ținut la acel moment de sprijinul adus pentru populație. În 2005, de fapt, au fost lucrurile mai grave și timp de 3 luni de zile am mâncat și eu pateu și pâine caldă și am cărat saci cu cartofi pentru sinistrații de la acel moment din orașul Comănești. Și ușor, ușor, relația noastră a crescut și pot să spun că din acel moment, alături de domnul primar, am rămas aici în localitate. Mai târziu, împreună am luat decizia la insistența domnului director Babliuc al Crucii Roșii și Bacău să înființăm și sufiliala din Comănești și iată unde suntem astăzi. Este, în primul rând, datorită domnului primar ceea ce se întâmplă la Comănești și ce lucruri s-au făcut bune pentru sinistrații de atunci și investițiile care s-au făcut pentru a proteja viața umană în orașul Comănești se datorează primarului. Și mă bucur foarte mult că este alături de noi și ne sprijină în continuare în acest sens. Mulțumim, domnule primar! Pe viitor, dacă încerc scuze un pic, pe viitor, sper, îmi doresc, visez. Că dacă spun că eu promis, că promit, zice, e promisiune electorală, știți? Și atunci e gata, am schimbat macazul. Tocmai vin de la o întâlnire cu niște specialiști, consultanți, în vederea obținerii de fonduri europene și cu dorința de a construi exact în zona aceasta, unde avem o pădure parc, așa se numește, este prins într-un program național ca pădure parc, peste 100 de hectare de teren și unde dorim ca în această zonă să facem un ski bob. Și atunci cei care vor dori să vină aici, Putem să experimentăm, să și plimbe cu schibobul, dar dacă suntem în situații de urgență, putem să le luăm frâna când pleacă de sus de acolo la ăștia care stau schibobul și aș lasă să-i salveze, care așteaptă jos. Îi așteptăm la bază aici. Am glumit un pic, dar sperăm să putem îmbina și utilul cu plăcutul și să... Chiar când veniți aici, să veniți ca într-o vacanță, așa, să fie plăcut, să vă rămână în amintire și să vă doriți să facem programări, să facem 2 tabere pe an în loc de una. Da. A mai venit un invitat și un partener de nădejde la această ediție. Cred că l-aș fi văzut în timpul prezentării mele. Din partea bazei a Irene 95, erou, capitan aviator Alexandru Șerbănescu, adică garnizoana Bacău, avem alături de noi pe domnul doctor Gornicioiu Tudor. Dacă tot ați venit ultimul, vă rog. O zonă extraordinar de frumoasă. Nu m-am așteptat să vin într-o zonă așa frumoasă. Mă simt onorat
pentru invitație și mulțumesc pe această cale domnului subprefect. Noi o să vă sprijinim în activitatea dumneavoastră, respectiv o să vedeți în cursul zilei de mâine, cu o activitate de evacuare aeromedicală în stil militar. O să discutăm în ziua de joi, îmi cer scuze. Joi o să discutăm mai multe și o să facem un scenariu privind această demonstrație. Mulțumesc! Acum surpriza a spus-o, asta urma să zic, dar o să vă zic când trebuia. Ba, e bine așa. Da. Noi suntem obișnuiți aici la Comăneț să vedem elicoptere tot timpul, să știți. Deci nu, și am avut niște evenimente foarte interesante. Deci nu e, dar pentru alți colegi care au venit din alte județe unde nu au baze aeriene în jurul lor, eu zic că va fi ceva inedit. Mulțumesc foarte mult pentru parteneriat și pentru sprijin și transmite salutări domnului comandor Mischie pentru acest eveniment. M-a ajutat fără să stea prea mult pe gânduri. Bun, aș vrea să-l invit pe colegul meu, domnul subprefect Gabriel Lucu, să ne spună câteva cuvinte despre ce poate să facă prefectura, să nu spun eu, ca să saltă în altă postură, pentru tot ce înseamnă organizații non-guvernamentale care sprijină voluntariatul și nu numai. Mulțumesc! Domnule primar, domnule coleg, așa. De fapt, domnule președinte, pentru că la evenimentul de astăzi dumneavoastră sunteți prezent ca și președinte și vă asigur, dragi invitați, că face lucruri deosebite și faptul că suntem la 7-a ediție spune foarte mult. N-aș vrea să încep fără a adresa câteva cuvinte de mulțumire domnului primar Viorel Miron și să vă spun că, indiferent ce se întâmplă în Comănești, lucruri mai bune sau mai puțin bune. Și mă refer la nenorocirile care au avut în anii 2004, 2005, 2007, 2008, inundații, cu foarte mari pagube materiale. Domnul primar a fost aici. Că sunt evenimente social-culturale și nu mai departe, săptămâna trecută s-au desfășurat într-un mod extraordinar de bine organizat zilele Comăneștiului. Domnul primar este aici. Ceea ce vreau eu să subliniez, dar din modestia care e caracteristică domnului primar, dânsul dacă a zis că își dorește ca, nu contează ce, dar dacă își dorește ca aici, la anul, să avem o infrastructură modernă, să știți că sigur se va face. Deci eu îi urez succes de pe acum și cu siguranță se va întâmpla. În același timp, mi-aș dori să mă adresez dumneavoastră cu apelativul de dragi prieteni, dacă îmi permiteți. De ce? Anul trecut am fost pentru prima oară aici, într-un alt așezare, poate cred că eram la masă în partea cealaltă, și vă spuneam că despre importanța și crucea, despre importanța și obiectivele Crucii Roșii s-a vorbit și nu cred că se îndoiește cineva despre ce lucruri minunate fac voluntarii în această asociație. Vă spuneam data trecută că dincolo de socializare, ce se întâmplă aici în cadrul acestei tabere, dincolo de prieteniile care se leagă, chiar dacă sunteți din orașe și am înțeles acum și din țări diferite, hai să spunem, pentru că vor fi invitați sau sunt invitați și colegii de dumneavoastră din Republica Moldova. Dumneavoastră trebuie să vă însușiți temeinic partea pedagogică, partea didactică, partea de instrucție alături de instructorii și coordonatorii acestui program. Și venind încoace, am spus și colegului meu cu ce aș putea să vă impulsionez sau să vă motivez. Asta ca să subliniem încă o dată în plus importanța pregătirii dumneavoastră la această tabără internațională. Și mi-a venit așa. Nu de situații de urgență să doresc să vă spun, nu de cataclisme, unde să dea Dumnezeu, cum spunea și domnul primar, să nu avem ocazia să vă arătați experiența, ci de un eveniment care l-am avut la Bacău, săptămâna trecută, sâmbătă, da? Destinat persoanelor cu dizabilități. Poate ce rol, de ce trebuie să vă spun dumneavoastră așa ceva? Pentru că undeva acolo, dacă o să vedeți, aveți servicii de prim ajutor. Am avut ocazia și să-i fiu și partener unei persoane, model, da? Acțiunea a fost modele, atypic beauty, deci în cărucior, în scaun cu rotile. Și am avut ocazia după aceea la socializare să vorbesc cu o parte din aceste modele care, și atenție aici, este esența ce aș vrea să vă transmit dumneavoastră. A spus așa, ambele cazuri erau din cele 10, a fost ca urmare a unor accidente rutiere cu
culmea, nu ei șoferi, ci pasageri. Și în momentul impactului, unii chiar scrise într-o carte excepțională și vă recomand și dumneavoastră dacă aveți posibilitatea, este vorba despre Suflet de porțelan, în care veți vedea tragedia în sine și perioada de recuperare și psihică și emoțională și de sănătate a Andrei Ilichei. Și spunea așa, își amintești, amândoi își aminteau că imediat după momentul impactului, persoane care se aflau întâmplător, da, la locul incidentului, din empatie, din dorința de a ajuta, au făcut sau n-au făcut bine. A rămas cu îndoiala că dacă persoana care a ajutat-o și a extras-o din mașină atunci, acționa sau ar fi fost inactivă, mai bine lăsa așa, poate nu s-ar fi întâmplat ca persoana să fi rămas paralizată pentru toată viața. La fel, același caz, în cazul băiatului, al lui Răzvan, la fel, o intervenție de altfel umană. Cu toți ne-am repezit, nu să ajutăm. Dar cum? Nu am învățat la școala asta și ne pare rău. Poate tocmai acțiuni de prim ajutor ar trebui făcute nu numai în cadrul acestor tabere sau la instrucția dumneavoastră. Eu știu că Inspectoratul Județean de Urgență, asociații, chiar și Crucea Roșie a organizat manifestări de genul ăsta în piețe publice, dar tot insuficient. Eu am să mă adresez mie că nu vreau să jignesc pe nimeni. Nu știu dacă aș ști să acționez când se nea cu un bebeluș. Și am fost și părinte. Nu știu dacă aș ști să acționez acum în cazul unui accident, indiferent că e de mașină și sunt și motociclist. Și sunt atâtea cazuri, dacă vedeți. De aceea, dacă aceste vorbe sau aceste cazuri, aceste spețe v-au impresionat cumva, vă rog ca și dumneavoastră să fiți foarte atenți la îndrumările sau la perioada de instrucție ce se va desfășura astăzi aici. Vom fi cu toții martori, din nefericire, că asta este lumea, o lume nebună în care trăim și atât de dinamică, și să depindă de noi, la un moment dat, viața unui om. De dumneavoastră sunteți atât de tineri, iar inocența dumneavoastră sper să fie compensată cu maturitatea acțiunii actului medical de urgență pe care îl desfășura. Din punctul nostru de vedere, a prefecturii, noi încercăm să ținem legătura cu toate deconcentratele, astfel încât activitatea să fie optimă și de bun folos întregii comunități. Avem o colaborare bună cu Inspectoratul de Urgență. Avem o colaborare foarte bună cu Inspectoratul Școlar. Zic foarte bună, asta nu înseamnă neapărat că întotdeauna, dar avem, ne străduim măcar să facem lucruri bune. De aceea, din suflet vă urez succes în activitatea dumneavoastră, vă felicit pentru tot ce faceți împreună cu toți cei care vă ghidează și vă coordonează și să sperăm că nu vom avea nevoie de dumneavoastră, deși în același timp bazăm pe experiența pe care o veți cumula. Vă urez succes! Mulțumesc! Mulțumesc foarte mult, domnule subprefect. Îl invit la microfon, dar nu am microfon, pe domnul colonel Balica din partea Inspectoratului pentru Situații de Urgență. Vă rog. Mulțumesc în primul rând pentru invitație și vreau să mă adresez și eu colegilor voluntari ca și dragi parteneri, pentru că sunteți în situațiile de urgență în care sunt implicate victime multiple, principale parteneri. Atât dezastre naturale, cât și unde sunt implicate victime, sunteți prima opțiune la care ne gândim. Și tocmai de aia consider că atât cei din județul Bacău, cât și din celelalte județe au o relație strânsă cu inspectoratele pentru situații de urgență, că noi suntem într-un fel limitat, atât ca tehnică, cât și personal. În ideea cum a fost în 2005 acea inundație, nu pot zic că ne-a depășit, dar orice ajutor a fost de folos. Acum, în situațiile de urgență, vedeți, cum a spus și domnul primar și cum observați și la televizor, se înmulțesc. Sunt afectate multe persoane în multe locații și atunci apelăm la ajutorul dumneavoastră, chiar cât de puțin este posibil, să știți că pe noi, cel puțin, în coordonarea acestui răspuns integrat, ne ajută foarte mult.
Vin cu mesajul din partea inspectoratului. De fapt am două. Unul de mulțumire că vă rupeți din timpul dumneavoastră la o vârstă mai fragedă, din timpul liceului, și faceți aceste sesiuni de pregătire, îmbinați utilul cu plăcutul, dar din care cu siguranță rămâneți cu niște noțiuni elementare și vitale într-o situație de urgență. În ideea în care spunea domnul subprefect, cei care extrageau victime aveau o minimă cunoștință să îl imobilizeze sau să lase într-o poziție de siguranță, atunci poate că rezultatul intervenției era altul. Ceea ce voi asta învățați aici, ceea ce poate mulți copii ar trebui să o facă, este foarte interesant. Eu n-am avut parte în copilăria mea de așa ceva, dar mă bucur să văd atâtea persoane interesate, entuziasmate. Și al doilea mesaj este acela de sprijin necondiționat în orice activitate o desfășurați. Să știți că Inspectoratul pentru Situații Urgente, și nu doar Bacău, toată țara presupun că își acordă același ajutor, să desfășurăm, noi oricum desfășurăm exerciții de amploare, chiar și anul ăsta veți fi cooptați la un exercițiu la aeroport în care includem mai multe structuri și dintre cele mai importante sunteți dumneavoastră pentru evacuarea și acordarea primului ajutor într-o situație de genul ăsta. Nu pot decât să vă felicit, să vă mulțumesc și tot ce experimentați la Cumănești să fie într-un ceas bun. Toate cele bune! Mulțumim foarte mult! Aș vrea să invit pe doamna doctor, doamna psiholog Pascu din partea de Direcție de Sănătate Publică Bacău. Vă spun bună ziua și bine v-am găsit. Vă mulțumesc pentru invitație. Mă simt deosebit de onorată să fiu astăzi în mijlocul dumneavoastră aici. Și astăzi sunt un simplu mesager, aduc un mesaj din partea instituției noastre, Direcției de Sănătate Publică, respectiva doamne director, doamna doctor Carmen Mihaela Arim. Și în primul rând acesta este un mesaj de o deosebită apreciere a unei astfel de inițiative, care iată că pentru județul Bacău s-a transformat într-o onorantă tradiție. Vorbim de ediția a 7-a deja și sperăm să avem încă multe înainte. Și făcând astfel din județul nostru un punct de reper pe harta națională a unor astfel de manifestări, dar iată că de anul acesta și pe harta internațională și sperăm să se lărgească această hartă. În același timp, este un mesaj de susținere pentru toți cei implicați, indiferent pe cine reprezintă, autorități guvernamentale, non-guvernamentale, indiferent de calitatea acestora, în cadrul acestui proiect și, nu în ultimul rând, voluntarilor și celor care i-au însoțit pentru a putea participa la această manifestare aici. De ce? Pentru că știm că o astfel de manifestare, o astfel de acțiune contribuie nu doar la îmbogățirea și creșterea nivelului de informare a voluntarilor și prin aceasta implicit a populației generale, dar contribuie în mod efectiv real la formarea, dar și la formarea și dezvoltarea unor anumite abilități, deprinderi, chiar competențe care în situații de criză pot să facă diferența dintre viață și moarte. Și nu în ultimul rând, dorim să mulțumim și să îi felicităm pe acești tineri frumoși, nu doar la chip, ci și la minte și la suflet, pentru că asta vă vedeți fiind astăzi aici și în aceste zile și în această perioadă. Pentru că astfel fac ca voluntariatul să fie perceput ca o nobilă opțiune care contribuie cu siguranță alături de celelalte acțiuni ale autorităților la un efort general, real, dar plin de umanitate în cazul în care intervin anumite situații de dezastru în viața unor persoane sau chiar a comunităților. Și
pentru aceasta dorim să vă mulțumim și să vă felicităm din tot sufletul. Și de aceea dorim tuturor mult, mult succes, multă sănătate și putere și să vă inspirați să ajungeți să vă îndepliniți tot ceea ce v-ați propus cu această ocazie și cu această tabără. Vă mulțumesc! Aș vrea să o invit și din partea Comitetului Județean de conducere a Crucii Roșii pe alte persoane să poată vorbi astăzi, pentru că sunt susținători aproape și sunt cei care au muncit să găsim și sponsor și tot sprijinul logistic pentru a organiza această tabără. Și acum, așa, după ordinea în care suntem aici, lângă domnul primar, pe Elena de la Mănești. Te rog, Elena. Eu nu o să vorbesc mult, o să vorbesc puțin, pentru că nu-mi place să vorbesc mult. O să spun câteva lucruri. În primul rând, vin cu felicitările pe care nu pot să nu le adresez celor care s-au ocupat de organizarea acestei tabere. În al doilea rând, nu pot să nu subliniez faptul că ar fi necesar să ne implicăm ca aceste cursuri de prim ajutor să fie organizate în cadrul școlilor și ca fiecare elev, în momentul în care termină școala, să aibă și acest bagaj elementar în momentul în care începe și pășește în viață. Ce să vă spun, că voi sunteți tineri toți, însă pe cât sunteți de tineri, pe atât sunteți de responsabili. Pentru că voluntarii de azi vor fi salvatorii de mâine. Este posibil ca în această săptămână să acumulați niște cunoștințe care la un moment dat în viața voastră să facă un om să trăiască, să puteți ajuta și să puteți face diferența între viață și moarte. E o bucurie mare pentru că am reușit să îl ajut pe Narcis în organizarea acestui eveniment. Sper să reușesc să vă presar în zilele astea prezența aici cu niște momente frumoase care să vă descrețească frunțile. Sper să vă simțiți bine și îmi doresc ca pe viitor să comunicați și celor cu care sunteți aproape și prietenilor voștri că e foarte, foarte important să participe la astfel de tabere pentru a-și lua acest bagaj atât de necesar legat de primul ajutor de care avem nevoie cu toții. Mulțumesc! Dana, te rog. Da. Dana, ce-am făcut? Mă bucur că sunt un număr atât de mare de copii care s-au înscris și sunt voluntari la această Crucea Roșie. Le urez succes tuturor să învețe tot ceea ce se predă aici și tot ceea ce se explică aici, să fie foarte, foarte atenți și sunt convinsă că la terminarea acestei tabere o să rămână cu un bagaj de cunoștință foarte frumos și foarte important pentru viața lor. Le urez succes tuturor și bine au venit în această tabără frumoasă. Aș vrea să menționez cumva la încheiere, pentru că cred că vă este foame. Un lucru foarte important. Pentru organizarea acestui eveniment și de atâtea ediții, echipa noastră, cei care suntem toți din Comănești, din Bacău, foarte sunt câțiva prezenți aici, dar cei mai mulți din Comănești, pentru că suntem acasă, căutăm să ne perfecționăm și să vă oferim toate condițiile pentru a face parte din această echipă frumoasă și mare a Crucii Roșii, aici, la noi acasă. Dar, pentru acest lucru, noi mai avem parteneri cu care lucrăm an de an și este bine să-i scoatem în evidență. Avem Salvamont Bacău. O să vină la momentul potrivit. Anul acesta, după o pauză de 3 ani, s-au întors și cei de la Vatra Donei, Salvamont Vatra Donei. Și sufletul petrecerii și mâna mea dreaptă, stângă și ce mai vreți să spuneți, cu care o să vă loviți zi de zi, noapte de noapte, în această perioadă a taberei, este Carmen Banu. E clar, ați cunoscut-o și se vede după aplauze că o și îndrăgiți. Și mă bucur foarte mult. Eu o să fiu mai lipsă, că trebuie să mă mai duc să mai și muncesc la mine. Da. Nu, puteți rămâne, că vă suplinesc. Da, mulțumesc. Da.
Da. Acestea fiind spuse, aș vrea să închid această deschidere. Dacă dorește cineva să spună două, trei cuvinte dintre sponsorii prezenți, sau chiar, dintre... chiar și voi, dacă vreți să spuneți ceva. Nu, voi este foame, m-am prins. Ok. Ca o mulțumire de final reprezentanților mass media, Acum TV, care au venit astăzi alături de noi și ne vor sprijini în continuare a promova ceea ce facem noi frumos aici, pentru că ne interesează ca la următoarea ediție a taberei să avem și tineri care doresc să experimenteze ceea ce facem noi. Noi suntem voluntari cu toții și avem un bagaj de cunoștințe. Dar poate an de an vom reuși să creăm și o secție externă, să spunem, a taberei și să putem să ne îmbogățim ca și membri, să sosească din ce în ce mai mulți membri și să învețe cursurile de prim ajutor și nu numai. Mulțumesc încă o dată tuturor celor prezenți, domnului primar. Dragilor, putem spune că oficial am dat startul acestei tabere și sperăm să avem zile frumoase, călduroase, că am avut ceva ploi în ultima perioadă, și la sfârșitul taberei să fim cu toții cu zâmbetul pe buze și să ducem informații vitale la noi acasă. Pentru că suntem în zona de munte, aș vrea la încheiere să... și poza. Să, când va fi ședința de închidere, să știți ce putem face în situația în care ne înțeapă o albină sau un viespe, dacă ne mușcă o viperă sau dacă vine ursul să dea mâna cu noi. O să ne pregătim. Numai puțin. Da. Am închis, dar nu trebuia. Vrea și colega de la SAJ Bacău. Te rog. Deci noi, serviciul de ambulanță, Stecian Bacău, colaborăm foarte bine cu Propădeisul. În perioada 2005, când au fost mari inundații, am colaborat foarte bine cu serviciile aeriene care plecau cu elicopterele în zonele care erau inaccesibile. Ziua lucram pe stadion la centru, la baza respectivă, noaptea pe zonele unde se putea circula cu ambulanța. Din inițiativa mea, acum câțiva ani am început să merg în școli, la diferite întreprinderi, să începem să învățăm lumea cursul de prim ajutor. În ultimii ani m-au ajutat și colegii de la Crucea Roșie și cred că să sperăm că vreodată legiuitorii sau când se vor gândi să facă aceste cursuri de prim ajutor în școală, așa cum se fac în țările din Europa și în țările civilizate. Orice om care știe minimul măcar de proceduri, dar mai ales ce să nu facă decât să facă greșit, este o șansă pentru noi. Mâine, păi mâine, voi avea nevoie de ajutor și sper ca să știți ce aveți de făcut. Mulțumesc! Ca la orice început de tabără, fotografia de grup. Ne întâlnim sus pe platou. Da, da. Asta.